Capitolul 14. Darul limbilor și al prorociei. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite, care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește, și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altmintrelea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos.